Se apropie cu pași repezi data de 14 noiembrie, care este ziua mondială a diabetului. Îmi vin deja de pe acum o groază de mesaje pe mail, pe social media, peste tot, cu atenția care trebuie dată semnelor și simptomelor acestei boli, cât de important este să o detectezi la timp, cum apoi însă să mergi fuguța la diabetolog. Pentru că altceva nu mai zice în toate aceste mesaje să mergi, adică la medic, să-ți iei tratamentul, pastilele cu metformin sau insulina injectabilă. De aceea am ajuns să cred că 14 noiembrie e mai degrabă, mă rog, cel puțin în ultimul timp, e mai degrabă ziua diabetologilor și a vânzătorilor de metformin și insulină, decât ziua diabetului, mă rog, sau dedicată pacienților cu această boală. Pentru că nu vorbește nimeni despre cum să scapi de diabetul de tip 2. Mai ales că procedura este cunoscută deja de peste o jumătate de secol. Concret, diabetul de tip 2, insulinorezistent, este cauzat de îngreunarea comunicării insulinei cu interiorul celulei. Din această cauză, nemai deschizându-se căile de introducere a glucozei. Din sânge în celule. Comunicarea, în mod concret, este blocată de grăsimi acumulate în interiorul celulei, pentru că alimentația noastră conține și anume prea multe grăsimi, desigur. Așadar, dacă, atenție, dacă eliminăm pentru doar două luni, deci pentru doar 8 săptămâni, da? Dacă eliminăm din dietă toate ingredientele care au mai mult de 10% din calorii provenite din lipide, adică din grăsimi, ce să vezi miracol! Comunicarea se restabilește și diabetul de tip 2 dispare ca și cum n-ar fi existat niciodată. Mă veți întreba care sunt aceste alimente? Nu sunt foarte multe, deci sunt ușor de evitat în cadrul unui comportament alimentar de 8 săptămâni. Ascultați cu atenție! Alimentele cu mai mult de 10% din calorii date de lipide, date așadar de grăsimi, sunt carnea de orice fel, cu atât mai mult partea de grăsime din carne, da? dar carnea și macră, cea fără grăsimi, laptele și lactatele, oul și uleiurile de orice fel. Asta ar trebui spus de ziua mondială a diabetului. Iată cum, de exemplu, o spune și Professor Dr. Neil Barnard, author of the program Diabetes Remisia Diabetului, care mi -a fost profesor my mie. Back in 1980, about 100 million people in the world had diabetes, and by 2014, that number was over 400 million, and it's headed up toward 700 million or even higher. The answer is to take a look at what's going on inside the cells of the body. This is a muscle cell. And insulin, which you have naturally in your blood, attaches to the surface of the cell, just like a key attaching into a lock. That then signals little channels to bring glucose out of the blood into the cell. And there it goes. The problem is, you also have beef fat, chicken fat, pork fat, fryer grease building up inside the cell. And just like chewing gum in a lock means the key won't work, that fat stops the insulin from being able to work properly. The answer? Get the animal products out of your diet, no meat, no dairy, no eggs, and keep the oils really low, that'll go a long way toward preventing this disease. Este perfect adevărat că stabilirea unui asemenea regim și supravegherea îndeaproape a pacientului pentru a reduce la timp medicația, ca să nu treacă uh, din cauza ei dincolo, în partea opusă, la hipoglicemie, da? Pentru că criza de hipoglicemie poate fi foarte acută. Poate să meargă chiar și până la coma. E adevărat așadar că implementarea asta necesită asistența unui nutriționist specializat în boli cronice. Dar zic și eu, ce folos să popularizezi semnele diabetului pentru a detecta din timp boala dacă nu dai și soluția autentică pentru stoparea și remisia acesteia? Pentru că nu știu dacă știți acest lucru, Medicația pentru diabetul de tip 2 nu se ocupă cu vindecarea diabetului, ci doar cu ținerea sub control a glicemiei în exces cauzată de diabet. Dacă vrei să te ocupi de diabetul în sine, el provine din alimentație. Da, ne referim la diabetul de tip 2 insulinorezistent, da? Prin urmare, logic că doar schimbări în comportamentul alimentar pot înlătura cauzele bolii. Prin urmare, doar aceea este calea autentică de remisie totală. Tuturor vă doresc o zi minunată, binecuvântată, cu sănătate.